Căci Tu ne dai cu mână largă, a Tale binecuvântă și veratiți o viață întreagă, ne poți face spre alte zări. Domnul Iisus iar ne cheamă pe El ca să-L urmăm, să-I slujim viața întreagă și voios să-L lăudăm, să ascultăm ce ne învață, să primim cuvântul Lui, să credem, să avem speranță și să fim pe vece Lui. Nu noi suntem calea sfântă, calea care duce sus. Noi suntem doar călătorii, însă calea de Iisus. Nu e o formă adevărul, nici o literă nu-i spus. Adevărul e o ființă, adevărul e Iisus. Nu din lut se naște viața, viața fără de apus. Ce lut în lut se naște, însă viața din Iisus. Astfel, calea-i pasul nostru, adevărul noi e pus, viața sfântă e viața noastră, dacă e în noi Iisus. Cântați Dumnezeu cu mulțumiri, lăudați numele printre popoare, aduceți darul sfintelor iubiri și așezați prinosul pe altare. Căci El e Creatorul tuturor, al nostru minunat și scump Părinte, El este singurul Mântuitor și căpetenia oștirii sfinte. Cuvântul Lui, puternicul cuvânt, cel dătător de viață și lumină, străbate cu iuțeale pe pământ ca să împlinească voia Lui divină. El ține cerurile în mâna Sa și numai stelelor oștire, și vine lângă noi ca să ne dea iubire, viață, pace, fericire. Da, mare este Dumnezeu cu adevărat, tăria Lui să fie în veci slăvită și numele Lui binecuvântat, acum și veșnicia nesfârșită. Amin.